După tema de dimineață, am primit online din partea fratelui Dan Burtescu o poezie în legătură cu cele spuse, mărturisite și trăite de dimineață. Poezie pe care aș dori să vi-o împărtășesc și în mod special să o împărtășesc celor care o înțeleg cel mai bine, adică celor care au trecut prin durerea despărțirii. Poezia este refăcută sau adaptată de Alina Stochici după Virgil Carianopol, poartă titlul Noi nu murim. Se referă la înviere, se referă la puterea lui Dumnezeu de a îngădui ca moartea să fie doar o clipeală de ochi. Noi nu murim, ci doar plecăm din lume. Când haina asta de țărână învechită ne-o părăsi, vom lua o altă haină din slavă și lumină plăsmuită. vom trece dintr-o viață în cealaltă, ca dintr-o casă goală într-un palat. În fiecare zi purtăm în noi speranța acelui timp etern și luminat. O, nu vă întristați, noi nu murim. Plecăm de aici născându-ne în altă țară, pe acei ce n-au crezut decât în el stăpânul lor. Ziceți. Poftiți, ziceți. Nu îi va lăsa să moară. Noi, ca o floare într-o altă viață, lumea o umplem cu frumos și cu parfum. Și când se întomnează dinspre ceruri, îi dăm binețe celuilalt, tărâm. Apoi mai stăm o vreme în tăcere, ca o sămânță ascunsă, adormită. Noi nu murim, doar așteptăm în pace minunea țării ce a făgăduită. Amin. Asta face Dumnezeu pentru noi? Acolo? unde noi nu, mai poate, noi nu mai putem face nimic pentru noi înșine. Încă o dată, pacea Domnului și bun venit. Pentru momentele de seară și pentru momentele de săptămână care vor începe în curând, dați-mi voie să avem o meditație, eu știu, care se vrea a fi în continuarea celei de azi dimineață. Și este vorba de încredere, de o încredere nețărmurită și fără limită în cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de textul care spune Evanghelia după Matei, capitolul 5, Adevărat, adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Vă duceți aminte de textul care spune că Scriptura nu poate să fie desfințată? Vă amintiți? Și Scriptura nu poate să fie desfințată. Sunt cuvintele scripturii despre ea însăși. Și oricât ar lupta oamenii împotriva ei, se lovesc de acest postulat. Scriptura nu poate să fie desfințată. Tu, ca ființă umană, te poți autodesfința. Dar nu poți desfința scriptura. În conflictul acesta cu scriptura, ființa umană s-a plasat de cealaltă parte. Dar plasându-se de cealaltă parte, nu a... Ajutat cu nimic nici situația lui, nici situația adevărului în general, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că scriptura rămâne, chiar dacă eu nu. Sunt o mulțime de lucruri care astăzi se ridică împotriva conceptului pe care îl avem noi. În care Dumnezeu este suveran asupra tuturor, lucru, tuturor lucrurilor. O mulțime, nu doar una sau două. De când am început să facem din om măsura tuturor lucrurilor și încercăm să măsurăm Universul cu noi înșine, sunt o mulțime de lucruri care nu ne iasă la socoteală. Crezând că noi suntem unitatea de măsură a tuturor lucrurilor. În realitate s-ar putea întâmpla să greșim enorm. Să greșim enorm dacă noi nu suntem măsura tuturor lucrurilor. Dacă noi suntem măsurați cu alte măsuri decât măsurăm noi. Dacă dincolo de realitatea pe care o trăim noi există o altă realitate superioară Gândiți-vă, vă rog, măsurăm lumea noastră în centimetri, iar Universul în ani lumină. Spuneți-mi, vă rog, care e relația între centimetru și an lumină? Nu. Vă Nu. Gândiți-vă. Relația între un centimetru și un an lumină. Cu amândouă ne jucăm noi și pretindem că măsurăm lucruri. Nu vi se pare că această relație, acest raport ar trebui să-l păstrăm mai departe și în la alte nivele? Adică dacă pentru lumea mea centimetrul este normal, pentru că mă măsoară pe mine câți centimetri să am. Deci mă măsor cu centimetru. Atunci când îl măsor pe Dumnezeu, nu Dumnezeu, Universul, când măsor Cosmosul și îl măsor în ani lumină, cui se subscrie această unitate de măsură? Că mie nu mi se subscrie. Anul lumină nu are nimic de-a face cu mine. Are de-a face cu cine? Cu altă realitate. Și dacă sunt două realități atât de diferite încât măsurile sunt atât de diferite, oare n-ar trebui să merg mai departe și să mă gândești să ajung la concluzia că într-adevăr și cei ce se măsoară cu aceste unități ar trebui să fie complet diferit și să păstrezi cumva raportul? N-ar trebui să fie așa? Cine sunt eu? Foarte interesantă această afirmație. Nu va trece o iotă. acel punct care apare în scrierea ebraică, foarte ușor de omis, foarte ușor de adăugat, care schimbă sensul cuvântului iod, iodul sau iota, nu va trece. Vor încerca oamenii să schimbe, vor încerca oamenii să schimbe scriptura, să schimbe înțelesul ei, Sunt încă sub influența biografiei lui Noel Webster. Cel ce a construit dicționarul Webster este capodopera vieții sale. Dar pe lângă dicționarul limbii engleze făcut de acest om în care la fiecare cuvânt s-a străduit să ia un exemplu de folosire acelui cuvânt în Sfânta Scriptură astfel încât să definească limba engleză după scriptură și să realizeze un pod între scriptură și limbajul de fiecare zi. Pentru că, a zis el, într-o zi, limbajul va putea să fie atât de departe de Sfânta Scriptură, încât oamenii să nu mai înțeleagă ce scrie sau ce spune Biblia. Și atunci, la fiecare cuvânt de limbă engleză care apare, apar exemple de Sfântă Scriptură pentru ca să se știe cam ăsta este sensul cuvântului. Iar când mai târziu el a scris un dicționar biblic, l-a făcut tocmai pentru acest lucru, pentru că el a știut că va veni o vreme când noi ca societate și ca și cultură vom redefini limbajul pentru ca... Tot ceea ce scrie în scriptură sau în altă parte să cadă pe calapodul nostru, să cadă în favoarea noastră. Trăiesc astăzi aceste lucruri. Este o avalanșă a definițiilor. Totul se redefinește, totul se reface. Fiecare are o definiție în minte, fiecare are un înțeles al cuvântului în mintea lui și spune, nu, nu, pentru mine cuvântul acesta înseamnă altceva. Ce vine altul și înseamnă altceva. Am fost implicat într-o astfel de discuție teologică săptămânile trecute în care fiecare spunea, nu, nu, eu înțeleg unul, unul, într-un sens, celălalt spunea, eu înțeleg în altfel. Și când am intrat deja în această stare de lucruri, filozofia se ridică și spune, limbajul a murit. Adică, Adică doi tineri stau pe malul unui râu o noapte întreagă și încearcă să spună celuilalt că îl iubește și nu reușesc. Nu se mai poate comunica. Nu se mai poate transmite un sens profund de la o persoană la alta. Tot săptămâna trecută am avut o discuție foarte puternică cu cineva în care am îndrăznit să spun Elenu Ait, ca profeta lui Dumnezeu, a fost produsul secolului XIX, pentru că în secolul 21 nu se, sau secolul 21 n-ar mai fi putut produce un profet. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Dacă nu sunteți de acord cu mine, vă rog frumos să vă gândiți la asta. În secolul XIX, limbajul era definit. Limbajul era clar, era categoric. Propozițiile scurte și simple ale limbii engleze de atunci făcea ca limba engleză să fie mult mai pragmatică. Iar ceea ce Ellen White a vrut să spună pentru zilele acelea sau pentru timpul acela, este clar, este alb-negru. Nu este confuz. Astăzi, eu sunt acuzat că gândesc în termeni alb-negru. Observați cât de mult ne-am despărțit de situația respectivă. Acum nu e bine să gândești alb-negru. Acum este bine să gândești... Știți teoria griurilor, da? Gri, mereu gri. În timp ce cărarea celui neprihănit merge mereu crescând până la miezul zilei, și în timp ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, voi nu sunteți fii ai nopții și ai întunericului, ci ai luminii, există o zonă crepusculară, așa, în care lumina și cu întunericul se amestecă. Se pare că foarte mulți preferă zona respectivă. Evident, când intru în emoțiile și în sentimentele mele, am o mulțime de nedumeriri. Evident, am o mulțime de lucruri nedefinite în mine. Dar să nu uităm un lucru, Scriptura nu vorbește despre mine. Scriptura vorbește despre Poftiți? Scriptura vorbește despre Dumnezeu și în Dumnezeu toate lucrurile sunt clare. Nu este nimic nedefinit, totul este stabil astfel încât Dumnezeu a putut să legisleze adevărul. Adevărul lui Dumnezeu nu, sunt, nu este sau nu sunt propoziții nedefinite, interminabile, complicate, fine prints, nu. Dumnezeu a reușit să redefinească adevărul în zece cuvinte pe care noi le numim până în ziua de astăzi zece Porunci. Zece cuvinte. Modalitatea în care Dumnezeu a luat sensul infinit al fiecărui principiu moral despre care discutăm. Spre exemplu, să nu minți. Dumnezeu a luat acest, această categorie morală care este imensă și a redus-o la trei cuvinte. Să nu minți. Punct. Despre minciună s-a scris de când am căzut în păcat până în ziua de astăzi. Dumnezeu n-a făcut asta. Dumnezeu a spus trei vorbe. Și atât. El a spus de o așa manieră încât copilul de 2-3 ani înțelege ce ea e aia minciună. De ce astăzi nu mai înțelegem ce e minciuna? De ce astăzi nu mai înțelegem ce este minciuna. Deci, astăzi am relativizat totul și spunem că dacă adevărul este relativ și minciuna este relativă, până la urmă niciuna nu e minciună, niciuna nu e adevăr, până la urmă ce e? Asta e lumea noastră. Asta e lumea mea. În lumea asta, limbajul a murit. În lumea asta omul a murit, în lumea asta Dumnezeu a murit. Asta este lumea morții. Sentimentele pe care le trăim noi, emoțiile pe care le trăim noi, vin din zona aceea. Scriptura nu se ocupă neapărat cu această lume, nu o descrie. Scriptura face un gest extraordinar, îl descrie pe Dumnezeu. Și faptul că îl descrie pe Dumnezeu face ca Scriptura să, să realizeze un salt uriaș. Nu numai ca tematică, dar și ca forță. Spre exemplu, Geneza capitolul 1. Creațiunea în șase zile. Spuneți-mi, vă rog, despre cine vorbește Geneza 1. Foarte mulți dintre noi credem că Geneza 1 vorbește despre noi. Deci nu vorbește despre noi, dragii mei. Omul a apărut de-abia în ziua a șasea. Omul este, a, este acea entitate, entitate i s-a dăruit creațiunea. În ziua a șasea, omul a fost creat și i s-a dăruit tot ceea ce Dumnezeu a făcut până atunci. Poftim, iată, -te, bucură-te, ia ta, stăpânește-o, muncește-o, plăzmuiește-o, plămădește-o după cum vrei iau. Creațiunea nu e despre om. Creațiunea este despre cine? Poftiți? Despre Dumnezeu. Creațiunea este despre Dumnezeu. Din cauza asta, creațiunea trebuie lăsată la nivelul lui Dumnezeu, nu la nivelul nostru. Din cauza asta, ea trebuie lăsată la nivelul anilor de lumină, nu la nivelul centimetrilor noștri. Eu nu voi putea spune niciodată ce s-a întâmplat acolo sau ce nu s-a întâmplat acolo din punctul meu de vedere. Pentru că din punctul meu de vedere, eu pot să nu fiu de acord cu foarte multe lucruri. Dar, repet, creațiunea nu-i despre mine. Creațiunea e despre Dumnezeu. Și dacă este despre Dumnezeu, și dacă Dumnezeu este mare, este glorios, este extraordinar, este de neconceput și fără posibilitate de a fi înțeles sau circum, circumscris realității mele, atunci creațiunea trebuie să mărturisească despre această nelimitare a lui Dumnezeu, nu? Acolo Dumnezeu s-a semnat pe sine. Și nu de mirare, nu de mirare că Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel încât să poarte semnătura Lui. Și prima zi începe cam așa. La început Dumnezeu... Da, și după aceea Dumnezeu a zis să fie lumină. Dumnezeu poruncește și ce poruncește ia ființă. Emblematic, axiomatic, postular. Simplu, ăsta e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. A, cauza primară. A zis, cauza primară. Spuneam de dimineață. Și când mergem înapoi la cauza primară, acolo patinăm. Cauza primară. Pentru că întotdeauna cauza primară trebuie să vină dintr-o altă cauză în mintea mea, pentru că totul pleacă de la nimic către ceva. Dar dacă totul pleacă de la ceva că totul pleacă de la ceva. Și dacă există o cauză primară, fără cauză, fără o altă cauză anterioară, nu vi se pare că în momentul acela ieșim din modul nostru de a gândi, adică ne nestămintea? Cum e aia? Eu îmi dau viața ca iarăși o iau? Explicați-mi, vă rog. Eu îmi dau viața. Noi putem să ne dăm viața, așa este? Nici nu știu dacă mi-o pot da. Că o iau. de dat eu nu pot da altuia. Și asta e o problemă. Dar nu vreau să intru aici. Dar ca idee. Eu mi-o pot lua. O pot întrerupe. Dar de luat înapoi? Nu. Isus Hristos ce-a făcut cu viața lui? A dat-o. Ne-a dat-o nouă. Și în momentul când a dat-o nouă, El spune că a murit. Și dacă a murit, a murit în așa fel încât numai cuvintele Eli, Eli la masa bactanii, pot să definească ceva. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, s-a produs o rupere, o, o despărțire pe care Iisus Hristos chiar a simțit-o. Și apoi textul spune că El este capabil ca din nimic să-și ia viața înapoi. Ceea ce pentru mine nu -s. Nu, nu face sens, este imposibil. Nu se poate ca din nimic să-ți iei viața înapoi. Nu se poate să existe chiar împotriva nimicului. Așa ceva nu se poate. Și totuși Dumnezeu spune, eu îmi dau viața, eu m-am retras în zona nimicului, într-o zonă non-existențială și de acolo mi-o iau înapoi. Dar, Doamne, cum e posibil? Vrei să înțelegi? Nu poți. Punct. Mântuitorul spune, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. De ce nu suntem de acord cu minunile lui Dumnezeu are? De ce nu ne plac minunile lui Dumnezeu? De ce nu trăim fascinați de lucrurile care nu le putem înțelege? Știți, a avut dreptate cel ce a spus, eu nu zdrobesc corola de minunea lumii că dacă vrei, să, dacă vrei să deschizi o floare și să vezi ce e înăuntru, nu faci altceva decât o zdrobești. Nu rupeți florile. lăsați, lăsați le pe Dumnezeu să fie Dumnezeu până la capăt. Nu, nu, nu trebuie să zdrobim nimic. Nu trebuie să forțăm nimic. Nu trebuie să pretindem unei minuni să devină să devine citibilă în alfabetul meu. Pentru că s-ar putea întâmpla ca alfabetul meu să nu funcționeze în minunea respectivă. Simplu. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu așa de frumos. Cartea lui Iov. După ce Iov se luptă cu Dumnezeu și îi pune tot felul de întrebări în legătură cu viața, în legătură cu mântuirea, în legătură cu păcatul, în legătură cu ce vreți dumneavoastră, la sfârșit Dumnezeu? Îi pune și el întrebări lui Iov. Și ă, acum eu nu citesc tot capitolul întrebărilor lui Dumnezeu. Dar există un verset care mie mi-a plăcut foarte mult pentru că copilăria mea a fost la capre. Dumnezeu îl întreabă așa. Ia ascultă Iov. Știi tu când își fată caprele sălbatice puii? Vi se pare întrebare științifică? Hm? Nu -i așa, e așa, vi se pare întrebare de folclor? Dragii mei, există, e o întrebare atât de reală. Ăsta e realitatea în care trăim noi. Altcineva are grijă de realitatea în care eu trăiesc. M-am obișnuit cu minunile lui Dumnezeu, m-am obișnuit cu grija lui Dumnezeu. Am impresia că toate vin, că mi se cuvin. Toate vin datorită unei legi naturale, de tip de ist, lăsate, lăsate de cineva, nici nu știm cine, de nu știu câte secole în urmă sau mii de ani în urmă și avem impresia că toate funcționează datorită unui mare X impersonal căruia nu-i datorăm nimic. Dumnezeu nu face altceva cu Iov decât îl ia și îi spune Auzi Iov, nu vrei să vezi? Nu vrei să vezi minunile din jurul tău? Știi tu. Și și dacă ai ști, că marea problemă a științei în zilele noastre este că noi știm, dar nu e suficient să știm. Noi avem nevoie să răspundem la întrebarea, tu poți. E o mare diferență să știi. Și altceva este să faci ceea ce știi. Este evident că și noi am realizat destul de multe lucruri în ultima vreme. Cu toate astea, noi n-am făcut altceva decât am descoperit o parte din minunile pe care le Dumnezeu le-a pus înaintea noastră pentru a ne bucura de ele. E ca un copil care descoperă o mulțime de jucării pe care tata și mama i le-a pus în cameră și după ce le-a descoperit el zice ce deștept sunt eu. Sigur că ești deștept că l-ai descoperit. Dar faptul că ți le a pus cineva acolo poate că mărturisește de, o alt, de un alt nivel al înțelepciunii la care ar trebui să te gândești. Doamne, cum e? Creațiunea, mă întorc, creațiunea vorbește despre Dumnezeu și despre un Dumnezeu extraordinar. Auziți, a zis, s-a făcut lumină și a fost lumină. Este extraordinar lucrul ăsta, cuvântul lui și încep să mă gândesc la cuvânt. Există o mulțime de texte care spun apostolii s-au dus și propovăduiau nu știu dacă ați rămas asupra acestei expresii. Propovăduiau cuvântul fapte 431, 825, 13, 46. Toate sunt și multe alte texte. Propovăduiau cuvântul. Ce propovăduiau oamenii ăștia? Ce propovăduiau? adevărat că ei se referau la Domnul Isus Hristos, dar să fie foarte limpede. Ei dialogau lingvistic, cu termen, cu limbaj, cu cuvânt. Și cuvântul respectiv era luat din Scriptură. Și luau cuvântul din Scriptură, Vechiul Testament, și îl vesteau oamenilor ca și când ar fi cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne în veci încă o dată, să înțelegem bine, de unde luau cuvântul? Poftiți? Din Scriptură. De la Dumnezeu. Dar de unde? Din Scriptură. Pentru mine e foarte important ca dumneavoastră să spuneți de unde. Din Vechiul Testament. Știți de ce e important pentru mine ca dumneavoastră să spuneți că e din Vechiul Testament? Pentru că astăzi există creștini nou-testamentali care au dat Vechiul Testament la o parte. Ori aici găsesc în Sfânta Scriptură că apostolii vesteau cuvântul Vechiului Testament ca pe cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe cuvântul oamenilor. Haideți cu mine, sunt mai multe de analizat, dar puțin de tot, un exercițiu. Moise, scoate poporul Israel din Egipt. Poporul Israel merge după Moise și este adus în câteva situații încât ajung la limitele de existență. Vă aduceți aminte când n-au mai avut apă să bea? Și erau cu copii mici? Animalele ca animalele. Dar ce-ar face un tată pentru ca copilul lui să aibă apă? Poftiți? Și dacă un tată este adus într-un loc unde copilul lui nu are apă de altcineva, care e relația cu cel care l-a adus acolo? nu îl învinovățește de tot răul care îi se întâmplă, nu lui, ci copilului lui. Și din cauza asta părinții pun mâna pe pietre și sunt gata să-l ucide pe Moise. Din ce cauză? Tot timpul ei n-au putut să înțeleagă și n-au putut să conceapă că Moise e doar un proroc. Ce înseamnă un proroc? Poftiți? Era un a, era un om care era condus la rândul său. Nu el conducea, era el condus. Și așa rămân cu pietrele în mână câtă vreme a trăit Moise. Poporul n-a luat mâna de pe piatră. O greșeală dacă ar fi făcut Moise, poporul l-ar fi executat. Și Dumnezeu îl ține, îl ține pe Moise. Când Moise va muri, poporul atunci lasă pietrele jos. Și scriu ei post mortem după Moise. Nimeni n-a fost ca Moise. Și atunci recunosc ei că Moise fusese proroc. Și atunci se întorc repede la cărțile lui pe care le scrisese el, cele cinci cărți, și le iau și zic, sunt cărțile prorocului. Sunt prorocii. Și-au făcut din ele lege, Legea și prorocii, legea lui Moise. A făcut din ele lege. Și cu legea asta, ei au început, după aia, să măsoare orice alt om cu pretenție de proroc ar fi apărut în poporul Israel. Cu legea asta măsurau totul. Apare Iosua. Cine va hotărâ dacă Iosua este profet sau nu? Cine? Poftiți, ziceți. Adică cine? Moise. Moise va hotărâ dacă Iosua este proroc. Va apare după aceea Samuel. Cine va hotărâ dacă Samuel este proroc sau nu? Poftiți? Moise va hotărâ. Moise cu Iosua va hotărâ dacă Samuel este proroc. Apoi, Moise, Iosua, Samuel împreună va hotărâ dacă David e proroc. Pe urmă, Moise, Samuel, David și așa mai departe vor hotărâ dacă Isaia e proroc. Ieremia. Și așa tot, dar absolut tot Vechiul Testament. Întrebarea mea finală este în legătură cu asta. Dar cine a hotărât valoarea Noului Testament? Până aici, Moise a hotărât toate cărțile Vechiului Testament. Dar cine a hotărât care sunt cărțile inspirate? Care este Duhul Prorociei în Noul Testament? <coughs> Mulțumesc mult! Tot Vechiul Testament. Adică Vechiul Testament vine și identifică Noul Testament. Păi cum? Pe simplu, zice Domnul Isus Hristos. Legea și prorocii mărturisesc despre mine. Mergeți înapoi în legea și proroci și veți vedea că toți mărturisesc despre mine. Cine erau aceia care autentifică valoarea noului testament? Vechiul testament. Vechiul testament. Și Mântuitorul face treaba asta. Unde s-a dus Pavel să afle cine este Isus Hristos după ce a fost dat jos de pe cal în drumul spre Damasc? Unde s-a dus? S-a dus la Arabia și ce a făcut acolo? Ce a studiat? L-a căutat pe Isus Hristos în Vechiul Testament pentru că Vechiul Testament era acela care certifica apariția lui Mesia în Noul Testament. Vechiul Testament certifică evangheliile Matei, Marcu, Luca, Ioan, pentru că toate nu fac altceva decât se referă la ceea ce a fost. Și când Petru spune și avem Duhul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, mai tare decât ce? Că aici este fascinant, este explozie aici. Mai tare decât ce? Citiți, vă rog, acolo vorbește despre schimbarea la față. Și vorbește că Mântuitorul s-a schimbat la față înaintea lor și ei au văzut slava lui. În Noul Testament, Petru, Iacob și Ioan văd slava lui Isus Hristos. Este dovada incontestabilă a divinității sale. Am putea să spunem această dovadă certifică faptul că Isus Hristos este Mesia. Și Petru zice, nu e dovada cea mai puternică. Tot care e mai puternică decât schimbarea la față? Când l-a văzut pe Iisus Hristos în toată splendoarea sa. Și el spune cuvântul prorociei. Și unde e cuvântul prorociei? În Vechiul Testament. Cuvântul prorociei la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină în loc întunecos. Acela vorbește despre Iisus Hristos mai puternic decât schimbarea la față, mai puternic decât glasul care s-a auzit din cer, glasul Tatălui care spune acesta este Fiul meu preobit în care găsești plăcerea. Astea sunt cuvintele nou testamentale ale Sfântului Apostol Petru. Noul Testament nu mărturisește despre sine însuși. Noul Testament nu conține dovezi despre sine însuși. Noul Testament se lasă mărturisit, regăsit în forța profetică a Vechiului Testament. pentru că timp nu prea, nu prea mai e. Aș vrea să vă mai întreb totuși scurt de tot. Potopul despre cine mărturisește? Creațiunea mărturisește despre Dumnezeu. Dar potopul? Așa e că mărturisește tot despre Dumnezeu? Nu știm mai nimic despre potop. Nu știm despre lumea de atunci. Nu știm despre ce s-a întâmplat atunci. Știm doar că era rău de tot. Și mai mult decât atât, știm despre chivotul lui Noe. Atât. Tot ceea ce se spune despre lumea dinainte de potop este centrat în jurul corăbiei sau chivotului lui Noe în care Noe și-a schimbat toată casa. Dumnezeu și chivotul. Dumnezeu și corabia. Ne interesează cum a fost potopul? cum s-a rupt scoarța terestră lăsând ca apele subterane să iasă la suprafață. Ne interesează de cămările grindinei care probabil că s-au topit și au făcut ca apa să crească cu nu știu cât. Ne interesează. Asta ne interesează. Și raportul Scripturii prin modul în care este narat, articulat, spune nu, nu asta. Nu e vorba despre asta. Uitați-vă bine la ce Dumnezeu avem. Uitați-vă la el. Pentru că marea problema noastră este că l-am pierdut din vedere. Marea problema noastră este că ne-am uitat prea mult la noi, am coborât prea mult nivelul nostru și el se descoperă în toată gloria sa și nimeni nu-l vede. Și Sfânta Scriptură ne întreabă la un moment dat, oare am orbit Făcând apel la ideea orbirii, spune că oamenii îl caută pe Dumnezeu bășbind, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Bășbind. Da, crucea despre cine vorbește? Crucea despre cine vorbește? tulburările naturii, cu tremurele. Când natura își iese din făgașului, vorbesc despre un Dumnezeu creator extraordinar de tipul potopului și de tipul creațiunii. Dar atâta nevoie avem de cruce. Atâta nevoie avem să înțelegem că Dumnezeul ăsta mare nu este un Dumnezeu de tip Shiva, un Dumnezeu distrugător, un Dumnezeu, și că este un Dumnezeu care își dă viața pentru noi, încât, încât aceste evenimente nu pot să fie înțelese decât împreună. Nu separați niciodată crucea de creațiune, nu, supăra, nu separați potopul de creațiune și nici de cruce. Luați-le împreună. Întotdeauna, Vorbiți despre creațiune și despre cruce pentru a-l înțelege pe Dumnezeu. Vorbiți despre potop și despre cruce pentru a-l înțelege pe Dumnezeu. Vorbiți despre cruce și despre a doua venire pentru a-l înțelege pe Dumnezeu. Și vorbiți despre faptul că scriptura nu poate să fie desfințată în cele mai mici amănunte ale ei, pentru că nu va trece o iotă sau o slovă de frântură până când Dumnezeu nu-și va aduce la împlinire planurile sale. Îmi place enorm această perspectivă. Îmi place enorm acest Dumnezeu, care se lasă analizat de mine, dar nu științific. Eu pot să analizez științific lucrările lui, dar nu pe el. Singurul mod în care îl pot analiza pe Dumnezeu este prin credință. Uitați-vă bine. A venit și a locuit în mijlocul nostru plin de har și adevăr. Corect? A stat aici ca orice om nu pentru a fi analizat din punct de vedere fizic, chimic și al științelor naturii. A stat aici între noi pentru a fi analizat altfel. Cum? Se apropie de Petru la un moment dat și zice Auzi, Petre, tu cine zici că sunt eu? ca într-o lucrare de laborator, după ce a stat în laborator nu știu, nu știu cât și a uitat la el și l-a întors pe toate părțile și ai pus și acid clorhidric și sulfuric și toate uh, acidurile și bazele, toate le-ai pus acolo. Ei, hey, ce ai obținut, Petre? Care e rezultatul final? Și ca și cum n-ar fi fost de, a, de ajuns lucrul ăsta, a mai urmat și crucea. Crucea este un alt moment de analiza lui Dumnezeu, un alt moment în care Dumnezeu s-a arătat pe sine de plin, desăvârșit, la cruce. Și l-am analizat și am vrut să-l vedem și în final cine zici tu că sunt eu, Petre? Dați, vă rog, un răspuns științific aici. Răspunde științific. Cel mai frumos răspuns științific a fost fiul lui Dumnezeu. Cea mai înaltă știință. Știți? Dacă lucrurile acestea într-adevăr ar putea să fie reale sau făcute reale pentru, pentru mintea noastră și pentru viața noastră, vă dați seama cam care ar fi viziunea cosmogonică a noastră? Cu alte cuvinte, care ar fi viziunea noastră asupra cosmosului? Vă dați seama că totul, absolut totul, începând de la fizică, astronomie și așa mai departe, și-ar schimba nu rezultatele, ci subiectul de analiză? Dați mei, trăim într-o vreme în care Babilonul înflorește din nou. Rezultatul Babilonului este că mai devreme sau mai târziu nu vom mai ști nici ce este adevărul, nici ce este neadevărul. Și marea confuzie va coborâ asupra acestei planete. Um, nu există nimic mai teribil decât uh, ca un om să nu facă deosebirea între bine și rău sau să deosebească stânga de dreaptă. Așa cum zice Sfânta Scriptură. Nu există nimic mai teribil decât momentul în care omul bâșbuie și bășbuitul său nu are șansă de finalitate. Datorită faptului că aceasta este definiția ultimului timp și a timpului pe care eu îl trăiesc și dumneavoastră îl trăiți împreună cu mine, cred că este extraordinar. Extraordinară chemarea lui Dumnezeu care ne provoacă să dăm drum credinței pentru ca să-L întâlnească pe Iisus Hristos. Să ne folosim credința în așa fel încât să putem să primim lumină de la Iisus Hristos. Aș vrea să vă avertizez, credința nu este credulitate și nici naivitate. Credința este acea relație cu Dumnezeu care poate să fie educată și care se poate înălța până la cunoașterea de plină adevărului. O credință needucată este misticism. Este Babilon. Este spre unde se îndreaptă omenirea noastră. În seara asta, spre slava și spre lauda lui Dumnezeu, vă voi invita să-i acordați lui cel din tâi loc și cel mai bun loc în cercetarea noastră, în iubirea noastră și în închinarea noastră. Avem un Dumnezeu extraordinar. Aș vrea doar să vă sugerez în final să continuați studiul în legătură cu noi, cu, iertați-mă, cu Iona. Lecțiile lui Iona sunt fantastice. Această carte ce este socotită printre altele de mulți ca fiind un mit. Și aș vrea să vă întreb despre cine e vorba în cartea lui, Noia, lui Iona. V-am întrebat despre cine e vorba la creațiune, la potop, la cruce. Nu v-am întrebat în cartea lui Iona despre cine e vorba. Poftiți? Despre Iona, Fiți atenți, în cartea lui Iona e vorba din nou despre Dumnezeu și este vorba despre Dumnezeul cel mare. Poate că vom continua în întâlnirile noastre viitoare cu lecții din cartea lui Iona. Dar până atunci, frații mei, haideți să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată viața noastră, în bucuria faptului că lumea noastră este plină de minunile lui prin care trăim fiecare dintre noi. Faptul că vă zâmbesc e o minune. Faptul că vă văd e o minune. Faptul că pot arăta cu degetul spre dumneavoastră de asemenea. Faptul că ființa mea stă în picioare înaintea dumneavoastră printr-o putere care nu mi-aparține, este fantastic. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate astea. Cuvântul spune că mărturia lui Dumnezeu despre sine însuși este lămurit în fiecare dintre noi. Haideți să ne închinăm. Părinte Sfânt, Câtă vreme vei fi alături de noi, nici moartea, nici iadul, nici existențele nenorocite ale acestei lumi nu vor reuși să ne atingă. Îți mulțumim pentru asta. În numele scump al Domnului Isus Hristos, prin a cărei iubire trăim, venim să-ți mulțumim pentru minunile existenței cu care ai umplut lumea noastră. Îți mulțumim că noi înșine suntem un miracol al puterii tale și venim acum să-ți închinăm încă o dată ființa și viața noastră pentru azi și pentru veșnicie. Facă se voia ta. Vie împărăția ta. Vino mai repede, Doamne, și fă ca marele, marele miracol, marea minune a revenirii tale pe pământul acesta și pentru noi toți să fie premiul alergării fiecăruia dintre noi. Vrem să te iubim, să te așteptăm, să te glorificăm în viața și în ființa noastră. Amin.